Bun găsit, doamnelor și domnilor. Iată că am lipsit o săptămână de la emisiunea Punctul pe azi și asta nu întâmplător, pentru că în această săptămână am pregătit o serie de emisiuni speciale dedicate sosirii primăverii și sărbătorilor de început de primăvară. Astăzi, 1 martie, am decis să venim la un invitat special acasă și este vorba despre maestrul Eugen Doga. Să-i urăm un sincer la mulți ani, pentru că astăzi face 79 de ani de la naștere. Maestre, bun găsit și bine ați venit, nici nu știu cum să-i spun, sau bine am venit noi în casa dumneavoastră de 1 martie, de ziua dumneavoastră de naștere. Și iată, primiți în dar acest buchet de flori din partea echipei TVR Moldova. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! De fapt, compania dumneavoastră a fost primul loc de muncă al meu. Foarte interesant! Din 67. Din 67. Așa că este compania mea de început de activitate. Da. Eu propun să luăm loc și să începem să povestim. Foarte mult pe florile atât. Cu mare drag. Cred că florile sunt nu numai frumoase, dar sunt și simboluri. Simboluri, într-adevăr, de pe... Floare-i floare. Floare-i floare. Alt cuvântul să găsești. Eu propun să luăm loc. Dacă aș putea florile să le punem pe pian. Da, pe pian. Așa. De acolo e locul, de fapt. Exact. Maestre, cum vă simțiți? Foarte complicat de a răspunde cum mă simt, din cauza că sunt plin de emoții foarte controversate, din cauza că este, într-adevăr, prima zi de primăvară, prima zi de renaștere naturii și naștere mele, dar este și partea inversă, este cea de decesului mamei, așa că... Deci este și sărbătoare, și o reculegere, care o aștept pe să vină sora și fratele și noi trei vom sta și vom gândi despre mama. Da, și să vă readuceți aminte de clipele frumoase petrecute împreună. Păi da, pentru că și asta este firea vieții și noi nu putem să schimba și trebuie să o primim așa cum este și să ne bucurăm din ce tipul de... Totuși mama ne-a născut, ne-a dat viață, ne-a dat minte cât a putut, cât a știut, cât am fost noi capabili să luăm această minte. Ce... Sigur că da. Multe daruri noi nu prea le înțelegem și nu le primim la vreme. Asta este. Corect. Pe urmă ne dăm seama că de fapt și este și normal, iarăși mintea moldoveană o cea de pe urmă. Cum vă aduceți aminte de mama dumneavoastră? Cum era ea? Mama era mamă. Și uite aici, eu până ce încă nu așa și nu mai pot descifra cuvântul ăsta. Ce înseamnă mamă? E atât de puternic, atât de... El, de fapt, a absorbit tot universul. Dacă noi vorbim de univers, de nu știu ce, de eternitate, de Dumnezeu, uite, mama este Dumnezeu nostru, că ea ne-a făcut. Dumnezeu a creat lumea, dar lumea, de fapt, este din ce? De mame. Lumea este mamă. Corect. Și de ce? Ea este o particulă, știu, foarte micuțe, dar nici nu sunt, cred că, de aceste unități matematicești care se poate pune definiția ce este, la ce particulă mama. Ea este un nimic și peste tot. Mama, cea care, de fapt, ne cumințește, ne dă minte, ne dă viață, de fapt, ne țesă această pistă, această cale pe care noi trebuie să mergem și deseori, din păcate, noi facem abatere și dăm prin șanțuri și pe îmburuiene, dar nu-i vina mamei, e vina noastră deja aici, dar mama o țin minte foarte, foarte bine. Ea, de fapt, nu numai că m-a născut, ea m-a ea s-a implantat în tot ce fac eu.
Da, pentru că mama dumneavoastră a fost și este în continuare o sursă de inspirație. De fiecare dată când scrieți lucrări, presupun eu și mama este în fața dumneavoastră. În fiecare program de concerte, la mine este o secvență dedicată mamei. Anul acesta, eu, deoarece nu sărbătoresc, nu-i sărbătoare. Și de ce? O reculegere, dar așa în tihnă, în liniște, dar așa mai zgomotoasă, o să o petrec pe 6 mai, în ziua mamei de naștere. Și va fi tot aici, în salonul ăsta. În salonul acesta va fi salonul plin de copii și nu numai salonul, fiind natura deja va fi de altă natură. Exact, de altă culoare. Da. Voi aduce vreo două coruri de copii care vor sta acolo și pe la balcon și pe jos și aici. Vor cânta la instrumente, vor cânta cu vocile, vor cânta repertoriu despre copii, dar vor cânta copii despre copii. Și asta va fi, de fapt, ceea ce vorbește despre această continuitate a generațiilor, că mama nu este, dar suntem noi, după noi sunt copii și copiii ce tot vor face copii. Uite, asta este acest lanț frumos al legii pământești, al naturii. Și eu cred că, de afară de aceasta, prima lucrare care a fost a mea când am absolvit conservatorul era tot să chema mama, un poem simfonic. Și eu cred că nu e suficient destul pentru a descrie mama. Eu am scris foarte mult, da, nu este un infinit. Cât n-ai scrie, cât n-ai vorbi, cât n-ai cânta, e puțin. Mama... Știți ce mi-a plăcut mie? Dumneavoastră ați spus odată că nu știu dacă este o muzică mai frumoasă decât vocea mamei. Chiar așa, așa este, într-adevăr. E chiar nerostită, necântată. Uite, ea se uita câteodată, uite așa, mult se uita în ochi. Ea niciodată nu vorbea în afara ochilor. Eu nu înțeleg oamenii care, uite, vorbesc și se uită nu știu unde. Sunt oameni neserioși, necinstiți. Și mama tot timpul de așa te pătrundea cu privirile astea. Atâta dragoste, acolo tot puteți citi. Dragostea, nemulțumirea, grijile, durerea, bucuria, toate puteai găsi în privirile ei. Și eu sigur că când stau la pian, prima imagine care mi apare, desigur că acea imagine virtuală, este imaginea mamei. O văd cum merge, dar ultima întâlnire cu ea la spital și slavă Domnului că au fotografiat-o, că nu era fotografie, aparat de cameră cu culori și au fotografiat-o pe o peliculă de asta de cardiogramă. Așa. Și este. Am făcut-o, am mărit, am pus-o, am acolo sus. O țineți la loc de cinste. Dar nu, loc de cinste, în cameră, special cameră care se cheamă Casa Mare, am făcut-o special în memoria mamei. Tot așa ca la mama, încă mai am acolo niște detalii, dar toate obiectele care sunt acolo sunt făcute cu mânăle mamei. Dar dumneavoastră mergeți acum, sau cât de des mergeți în satul dumneavoastră de Baști, din Rare ori, din cauza că, în primul rând, n-au rămas deja oamenii care... A rămas numai o verișoară mea care nu merge deja, nu mai poate merge. Restul toți au decedat, au plecat. Și nu prea, dar merg, desigur, la Paștele Blăjinilor, mă duc la mormântul mamei. Odată chiar m-au
chemat și la Sil Soviet, așa se mai cheamă ca în timpul sovietic. Așa. Și am observat extraordinar un lucru. Vorbesc toți rusește, vai de rusăceia, dar rusește. Și așa după vreo două păhăruțe de ghiurguleu... Trec pe românește. Da, dar ce limbă! Ce... un limbaj select. De unde l-au scos ei de acolo? Să de undeva este conservat? Probabil. Și de ce uite, îl folosesc atât de frumos? Fiindcă acum se vorbește mai urât la, dacă încep, uite, așa cum zic aici, maldavnești, uite, va de capul lor. Dar uite, aici au început un limbaj extraordinar. Așa m-am bucurat de ei. Și zic, băi, brațime, dar ce nu folosesc? Zic, bă, da, dar uite că dacă începem să vorbim, dar cuvântul românesc pentru ei este o crimă, cum ai zice, Hitler, știu, uite. Da, da. Dar zici, cum începem să vorbim moldovenești, zic că ori ne taie lumina, ori nu-i de cărbune, ori... Zic, găsesc mijloace ăștia, dar așa se numit separatiști, care nu mai sunt separatiști, de fapt, nu e corect. Sunt ocupanți altceva, da, mă rog. Sunt și separatiști între ei, dar inițiatorii sunt de altă natură. Dar bine, nu le dau apreciere, că asta e altceva. Dar nu sunt toate de întâmplare. Toate sunt provocate de ceva, de bine, de rău. Uite, chiar și azi, că suntem împreună cu telespectatorii, iarăși este o provocare a voastră, la care eu răspund. Și ați acceptat-o și ați răspuns pozitiv. Sigur, da. Știu că mama dumneavoastră întotdeauna spunea și pe bună dreptate, toată lumea deja o cunoaște și vă dezmierda mărțișorul mamei, pentru că sunteți născut pe 1 martie și pentru ea ați rămas acel mărțișor care chiar și de acolo din ceruri se mândrește. Da, în genere pentru mine era tot timpul și încerc să... Așa mai mult deja în formă poetică să spun că este pentru mine o sărbătoare foarte simbolică din cauza că, începând chiar de la romanii antici, sărbătoarea prima zi a anului era la 1 martie, așa că deja una e la mână. Al doilea, că este mărțișorul, dar cred că tot pe primul loc este prima zi de primăvară, renașterea. Și mama, care tare dorea să aibă copil, uite, natura așa a aranjat lucrurile că s-a potrivit la 1 martie. E foarte bine, fiindcă eu când deseori, aproape zilnic, când eram în Soviet Suprem la Moscova, aproape zilnic eram cu Gorbaciov împreună, lui se vede că era urât acolo și m-a invitat să se simt de urât. Și vorbind de ziua de naștere, dar eu sunt născut la 2 martie. Zic la 2 martie se nasc fraierii. Și nu no, se supăra. Mă amical așa făceam. În glumă. Da, în glumă, sigur că da. No, deci eu nu am acest perete de psihologic. Eu repede mă asociez, repede... Chiar acum, numai ce azi, am vorbit cu Petre Roman dimineață și eu nu-s prieten, nu-l cunosc bine. Deci, între altele, dăm mâna câte. Și i-am spus deci cuvinte, așa cum i-aș spune la un coleg de joacă la, da, da, da. La toloacă. Așa. Deci, eu așa nu mă primesc viața, dar nu cu numai decât cu prezența poliților. El e, mă rog, în felul lui, eu sunt în felul meu. Corect. Și cine... Că nu prea am nevoie de a folosi cântarul, de a cântări în care parte trage sau nu trage. Maestre, când... Deci, pe 6 mai o să avem salonul de creație aici muzical. Așa preconizați. Așa preconizați. Lucrați deja asupra programului? Nu, mă gândesc, sigur. Adun gândurile. Adunați deocamdată ideile, da, gândurile? Da, deci cred că da, după... Deci undeva, poi mâine, voi ruga deja copiii de la licee,
știu pe cine deja, am deja aici chiar la colț de casă, am liceu, o școală muzicală care îmi poartă numele și deja să aibă o braț să vină. Corect. De fapt, tot timpul vin aici, cântă, așa că mai am niște gânduri așa năstrușnice, nu știu cum privi partea asta de alea de sus care au și pungi, fiindcă aș vrea să fac un concurs a copiilor așa. Aici, uite, în acest salon. Și partea asta cu pungi să contribuie, să remunereze într-un fel așa talentul ar fi, copiilor. Așa ar fi normal. Credeți că vor răspunde apelului dumneavoastră? Nu cred. De ce? Am pierdut încrederea. Ați pierdut încrederea în clasa politică de la noi? Complet, absolut. Nu. Eu mi-am expus, este nu descoperire, mi-am expus părerea în presă, așa că da. Pot să repet. Deci nu v-ați schimbat opinia? Nu, este, eu nu sunt ei care peste noapte să răzgândesc. Eu dacă am una, ești de la mocră, să nu încăpățânați toți. Dar cu încăpățânare câștigă. Până încăpățânare din cazul că au căpățână. Exact. Au ca pe umeri și știu ce fac. Și deci nu v-ați schimbat deocamdată opinia vis-a-vis de... Eu cred că va fi o surpriză plăcută pentru mine și de Doamne să se întâmple așa, ca să îmi schimb opinia și să cred că dacă va... Eu nu cred că chiar toată lumea e atât de chiar poluată. Cred că mai este și undeva vreo un spațiu și așa mai curățel, mai... Aveți speranță? O să speranța moare ultima. Am înțeles. Cum ați descrie situația în care, în general, ne aflăm acum, Republica Moldova se află acum? Păi, faptul că eu sunt prezent pe scenele artistice aici, în Chișinău, odată în 5 ani, deja este răspunsul la această întrebare. Deci, numai cu scopul de a număra ani. Eu sunt sigur că aici nu am îndoială că la anul va fi un concert, un tam-tam, mai multe tam-tamuri. Mai multe tam-tamuri. Da. Cred că și timpani o să mai pune până la părere. Sau să o tam-tamuri ca să crea pe timpanii. Sigur că păcat, fiindcă eu... În ultima vreme, în ultimii ani, am deci mai puțin scriu muzică pentru noi aici. Așa. Din cauza că nu mi se cere și nu văd perspectiva. Deci eu mai mult scriu pentru proiecte virtuale. Așa. Uite, de exemplu, aici, unde noi, uite, dacă ne urcăm sus, deși aici pe pian, numai sunt două nume, Eminescu și Veronica Micli. Și mulți ani de la îmblă și lucrez cu ce, nici o persoană nu s-a interesat de proiectul ăsta. Eu nu... Vă referiți persoane de aici, din Republica Moldova? Da, sigur că da. Nu, deci din București la aceeași chestie. Cineva acolo, dar de mâna stângă. Deci nu înțeleg eu chestia asta. Și mi-a stricat dispoziția și, uite, asta, uite, domnul Verde care stă aici pe perete, simbolurile muzicale Tchaikovsky, da. Și Verde, care încă nu terminase partiturile și deja se făcea repetițiile în scenă, dar pe stradă deja se cânta melodiile. Păi el a scris zeci de opere și toate au fost puse în scenă în viață. Aici Luceafărul numai de un sfert de viac nu merge pe șed, nu vrea să coboare sarmalul Luceafărul, că vede mizeria asta și nu poate. Păi cum? Teatrul național, fără, eu nu știu ce înseamnă pentru ei cuvântul național, fără un titlu măcar în repertoriu național, având Luceafărul. Da. Acum, baletul Venanția, care i-am schimbat titlul deja, fiindcă merg tretatelul să se monteze în Cuba. În Chișinău habar n-am. Eu nu înțeleg ce cu dânsii, uite, nu înțeleg ce se petrece.
Și când încep să aud că ați venit în țară, ați venit, lăsați-mă în pace. Pentru mine este așa, să iarăși nu fac descoperire. Asta eu mi-am spus, eu toate ce vorbesc, nu vorbesc la colțuri de străzi, eu vorbesc public, corect, în presă. Și deschis, da. Sigur că da. Pentru mine țară eu sunt, dumneata, noi, toți, noi, așa este țară. Țara este din ființe vii, din oamenii cei care sunt locuitori acestui pământ, cei care o creează, o înzestrează, o lucrează. Corect. Țară, care țară? Stai, băi! Voi sunteți țară care o distrugeți. De ce? Nu pot înțelege o țară fără baletul lui Ceafăru. Pentru că noi suntem moldoveni, hai unde îi spun că noi suntem moldoveni, nici una, nici nu alta nu sunteți, nici tu moldoveni, nici tu români. Cum poate fi aceste nume clasice, universale, eu știu, eterne, fără Eminescu? Ștefan cel Mare, și unde e Ștefan cel Mare? Până ce, uite că au distrus stema lui Ștefan cel Mare la Bender de pe cetate, ați auzit vreun ecou din partea elor care strigă că ei sunt moldoveni? Nimic. Nu mai vorbesc de români, că ei sunt moldoveni. Și Ștefan cel Mare, se duc, pun coroane acolo. Au apărat stema acolo, ca să le spună, băi, ce faceți voi, ce vă bateți joc de numele acestui om sfânt? De noi înșine. Deci asta pentru mine țara. Pentru mine țara este stema, stima, istoria, limba, prezența a noastră, a tuturora. Dacă eu stau acolo la Moscova sau stau undeva în altă parte, și care e atunci? Cum vă descurcați voi fără noi? Cred că vă descurcați foarte bine. Dar mie îmi pare rău de chestia asta, fiindcă noi trebuie să fim împreună toți. Nu poate fi. Eu îmi amintesc de aceste triburi la început de civilizație, când stătea în jurul rugului, a prevenit rugului cea cu scăpărătoare și trebuia cineva să hrănească acest trib. Hai tu, păzește focul și ai grijă de copii, eu mă voi duce să aduc hrană. Hrană, da, să dobândească mâncare. Pentru că fiecare avea misiunea sa, deci nu putea tribul ăsta fără ei care se ducea să aducea hrană și aici care se ducea hrană nu putea să nu aibă copii, să nu aibă familie, vine la copii, la familie. La ce, uite, care e rugul acestor oameni care stau acolo sus? Ei își închipă această imagine, această metaforă. Cred că nu. Habar n-ai, eu cred că de așa. Deocamdată nu. Din câte vedem noi ce se întâmplă în țara noastră. Cu metaforele cam prost au. Dar dumneavoastră cum vă explicați de ce această atitudine ignorantă a lor față de valori precum sunteți dumneavoastră? Păi nu crezi că e ignoranță. Nu-i corect. Sau ei nu realizează în general. Nu, dar într-adevăr. Eu cred că ei exclud în genere. Ei trăiesc după metoda lui Stalin. Așa. Nu-i omul, nu sunt probleme. Păi chiar nu de multe mi-am expus iarăși într-un interviu, toate ce se petrece aici, eu cred că din cauza că ca să știi de cultură, trebuie să o ai. Și fiindcă omul care pierde punga și retrăiește grozav, cine retrăiește? Cel care a avut punga. Cel care nu a avut punga, nici nu a avut ce pierde. Și de ce el nici nu se amintește de așa ceva. Așa că aceștia care vorbesc de cultură, dar nu vorbesc de cultură, ar trebui să vorbească de cultură, ei nu vorbesc încă, nu știu, nu au în sinele lor și de ce nici nu este obiectul de discuții pentru ei. Pentru că eu nu mi închipui vorbind de acest rug. Așa. Că ei se gândesc că ei trebuie să vină la rugul ăsta să aducă mâncare pentru copiii lor. Noi suntem, zicem, hai să luăm, că noi chipurile i-am împuternicit să aducă hrană. Da.
Dar nu fac ei acest lucru, ei nu cred că își imaginează că este un rug care ar trebui să-l aprovizioneze. Că este un trip care se cheamă Moldova, Republica Moldova, cum le place lor. De fapt, nici nu Republica Moldova, dar Moldova. Și este foarte straniu că la Liușeni treci. Bine ați venit în Moldova, dar eu din Moldova nu ce am ieșit. Scrie, măi, Republica Moldova. Nu se poate așa, arunca cuvintele așa fără niciun rost. Peste tot trebuie să, dacă vreți această dragoste, acest patriotism, care eu nu înțeleg ce e asta, din cauza că nu înțeleg, este din înțeles, patriotismul este iarăși, patrioti suntem noi toți. Dacă noi trăim aici, dacă noi muncim aici, și trebuiește încă această siglă, punem, patriot. Dar maestre, mai bine Alexandre zice că el zice patre hoț. Patre hoț. Deci o titulatură de la Alexandre încoace nu s-a schimbat nimic, înseamnă că. Dar iată, maestre, vedem apariția unei alternative, cum le place lor să spun acum, alternativă politică, care vrea să debarcheze actuala clasă politică care se află la guvernare și vor să vină alții noi. Dar cine vrea să debarcheze? Tot ei. Tot ei. E, da, ei vorbesc de nu știu cine, de o echipă imaginară. Și va fi în nouă clasă și când acolo apare tot aceeași. Unde, cu cine dialogul ăsta au? Nu știu, eu cred că ei cu ei însăși. Corect. Deci nu credeți nici în alternativă. Dar nu se poate. Eu deja mi-am spus. Păi nu se poate. La pian, dacă începi să cânti aceeași partitură, știi, deja te poți să surgească, dar nu se poate așa. Nu ne când ne-am auzit, ne-am năucit deja de așa partituri. Da. Domnule Doga, iată, în municipiul Chișinău avem o stradă care vă poartă numele. Păi știți că eu... Ce spuneți despre asta? Eu știu, nu la colț de stradă, am spus-o public. Mă bucur. Vă închipuiți? Hai să zicem de modestie asta, ce, uite că nu e bine, trebuie omul să... Nu e corect. Vă închipiți, eu ies în scenă și că nu, aplauzele nu, pe urmă, când va deceda omul, atunci îl vor aplauda. Aplauda, da. Ba nu, eu, mai mult ca asta, eu, că dacă am apăsat pe clapele pianului, vreau să aud sunetul. Corect. Dacă eu am ieșit în scenă și merit laudat, eu vreau să aud aplauzele. Artistul fără aplauze nu este artist. Și atunci, pentru mine, și această stradă este tot un fel de, sub altă formă, dar este tot aplauze sunt. Și eu mă voi bucura, încă nu am mers niciodată acolo, nu știu. Încă nu v-ați fost. Nu știu, habar, cred că mâine voi ieși. Voi fi liber. Fiindcă eu vreau acum să mă bucur. Nu știu dacă se vor bucura, eu cred că nu. Deja cam imaginez cam ce va fi, de Doamne să fie mai târziu, după mine, ce va fi. Vor șterge toate chestiile astea, lucrările care nu sunt înregistrate așa și vor rămâne uitate pentru totdeauna. Așa, da, Doamne, poate că pe câteva timp va apare un Mendelssohn cineva și va da de partituri, de mii de partituri. Și dacă vă urcați aici sus, eu singur mă îngrozesc când mă uit cât măculatură va trebui să o arunce. Dar de ce vă întrebam de stradă, maestre? Poate v-ați fi dorit o altă stradă să poarte numele dumneavoastră? Sau nu are importanță strada Chișinău? Eu de mult deja... Pentru că sunt personalități care... Bun, personalități. Oamenii ăștia care pun, numesc o stradă cu numele unei valori naționale și alții se pronunță pro sau contra că strada e prea mică, e prea îngustă, prea largă, prea lată și așa mai departe. Bine, ei știu măreția lor deja și știu deja câți metri
lungime cât pe cantar trag. Eu nu mă încântăriș, nu m-am măsurat. De ce? Adică, și încă un lucru, eu am înțeles că lumea nici, nu o cuprins niciodată. Lunga e prea mare ca să o cuprins toată. De ce? Deci, vă știți că trebuie să vă bucuri faptul că în Australia se cântă, în America de Sud, deci, nu știu, eu nu-i aud, nici nu-i văd. Pentru mine este foarte important să aud aici, unde eu stau aici și vreau să fiu cântat aici și vreau să fiu auzit și apreciat. De ce nu? Arta care este neobservată sau personalitatea care... sau bine, persoana, hai să rămânem la aceasta. Da. Care este neobservată, pe mine mult mă îngrijorează, din cauza că înseamnă că degeaba te mai miști. Trebuie toate și încă o chestie. Doar fiecare om de creație, și nu numai decât artistul, om de creație, poate și un inginer, poate și ori. Da. Dar oricare creează, într-o măsură, într-o formă. Sau altă. Sigur că da. Și aici se acumulează o cantitate de energie și ea ies încolo. Undeva trebuie să nimerească ea, să nu rămână în spațiu. De ce? Desigur că pe mine problema asta mă mișcă. Eu trebuie să știu unde s-a dus această energie, la cine. Ori așa în aer a rămas. De ce eu vreau să fie adunate, vorbim de concerte odată în 5 ani, dar nu e bine. La mine energie peste fiecare zi. Bine, nu facem fiecare zi concerte, dar unde? La Platomsk, la Smolensk, pe la Moscova, pe la Sankt Petersburg, la Perm, la Paris, la Viena, la București. Bă, bine, dar eu vreau aici. Acasă. Uite, cu toate orgolile care eu știu că colegii mei, uite, aici, noi acolo am fost, acolo, bine, nu știu unde voi ați fost, dar eu știu că la mine tot timpul unde n-aș fi cântat, sălile sunt pline. Și uite, asta pe mine mă bucură, fiindcă această energie nu rămâne în spații așa, unde trebuie, uite, canalizată spre țântă. Țânta trebuie să fie aici. Și dacă nu se întâmplă lucrurile astea, sau din vina cuiva nu se întâmplă acest lucru, deci pe mine mă îngrijorează foarte mult. Și, păcat, eu vă mulțumesc foarte mult pentru companie că ați venit la ziua aceasta și că tot pe undele companiei va fi concertul cu o mică scăpare de 4 ani, concertul din sala Conservatorul de Moscova, care este cea mai bună sală în Rusia. Uh-huh. Este, în primul rând, sala ca atare. Acolo a cântat Rachmaninov, Oistrakh, a cântat toată noblimea muzicală rusă. Ne mai vorbit că și în sală, acolo nu îmblă nu cei de la gară și de la piețe. Acolo, cum zicem, în sala Tchaikovsky, am avut și acolo. Acolo, da, e foarte bună sala aceea și istorică, dar acolo e alt public, dar aici nobili. Aici nu vin oricine și fiindcă din multe, multe motive. Și desigur că ar fi bine, ar fi fost bine dacă era, să zicem, o înțelegere ca să fie live. Da, așa, era minunat. Cum se face, din Viena se face, din Moscova nu. De ce? Din Viena străini îi dăm. Dar aici, de ai noștri, eu sunt de ai noștri. Da. Îi dăm cu întârziere de 4 ani. E bine, eu deja mă pregătesc pentru altă manifestare. Deci asta este. Noi toate le facem, uite, așa, cu întârziere. Deci facem bine, dar cu întârziere, da. Și sigur că până dacă nu e pusă, nu-i mâncată la timp, ea se năsprește și pierde din calitățile sale. Nu cred că concertul va pierde, concertul nu va pierde, va pierde evenimentul. Evenimentul, da. Maestră, v-a mai trecut supărarea când la Olimpiada de la Sochi lucrarea dumneavoastră a fost interpretată și fără acordul? Am văzut în presă o informație. Și m-am lămurit și
și în internet și, și în presă scrisă. Da. Nu e chiar așa, vă zic că a fost acordul meu, am avut și contract cu ei, însă ei nu l-au respectat. A, nu au respectat clauzele contractului? Sigur că da, asta este. Vă zic, ei au băgat laba, mă scuzați pentru expresie, și au corectat ceva partitura. Așa. Și eu sunt de acord și permit să corecteze, dar să facă mai bine ca mine. Ei au stricat. Dar evenimentul ca atare a fost tot și 7 minute de eter de la deschidere, nu la cine, și a fost înscenată foarte bine, foarte bine, gândit extraordinar. Deci Tolstoi și numele meu, desigur pe mine chestia asta mă mișcă, de ce nu? Dar și păcat, fiindcă toți prezenții șefii statelor membri la acest eveniment, dar era aproape toate statele. Corect, da. Și șefii se ridicau în picioare când treceau echipele lor și se ridicau și evident îi aplaudau. A noastră nu că au trecut, au fost cântați sub muzica mea. Nu s-a ridicat nimeni. Păi nu se poate, și măcar un telefon, mă, și eu nu știu de să-l numesc, ori nu știu ce de președintele guvernului a fost, bă, dar nu se poate. E bine, Dumnezeu cu dânsul. Da. Așa se face. Nu mai vorbesc că... Bă, e un eveniment istoric, nu numai în biografia mea, în genere. 2 olimpiade în Rusia și 2 olimpiade cu muzica mea. Din 80 a fost și deschiderea și închidere. De aici e deschiderea cu un fragment foarte puternic care s-a reținut în memoria. 3 miliarde au privit și ascultat. Păi, nu există. Deci nu știu să aprecieze ceea ce avem. Nu, de ce? Că puteți fi și altcineva, Ghiță Cloșcă, puteți fi autor. N-are importanță. Faptul că atare a fost prezentată țara ta. Ce spuneți despre artiștii tineri de astăzi? Ferească Dumnezeu să fi fost eu azi în locul lor. De ce? Nu îi invidiez deloc. Cum să sărmare, să zbate ca să iasă în lume? E foarte greu. Și noi deși ori aruncăm, care și eu am început cu chestia asta, cu uite, că acest Eurovision și am încoace... Dar altceva ce îi se propune. Nu au altceva nimica unde să iasă ei în scenă. De fapt, prea mulți sunt, ar trebui că cumva găsi... O trăiere, da, un filtru. Un trăier fără frumușeră, o sită frumușică, așa mai măruncică, când se făină aleasă, se făcea corect, o sită mai măruncică. Calitatea întâi. Da, să nu nimerească tărâța încolo. Da, și... Dar, în genere, faptul ca atare, desigur că e foarte greu. Ori compozitorii, unde eu nu aud că există acest compozitor. Nu e bine. Ceva se face acolo la filarmonică, că muzică nouă, de ce? De muzică veche se scrie. Eu nu pot înțeleg termenul ăsta, ce înseamnă muzică nouă. Deci, dar și tot, și acolo și așa, și undeva cam ca miroasa separatism muzical. Nu e bine, ar trebui să fie oricare manifestare de cum n-ar fi ea, din genul muzicii, din genul artelor plastice, de tehnici, de învățământul și așa mai... Chiar ieri am privit acest tânăr de la Colegiul Academiei de Științe, când a imitat acest aparat electronic pentru depistarea minilor. Da. Păi, grozav, mai o chestie extraordinară! Bine, slavă Domnului că compania voastră, de fapt, nu numai voastră, deci mulți, da, că este un eveniment ieșit din comun. E o chestie extraordinară. Lucrurile acestea trebuie scoase la nu numai crime și filme de astea de polițiști, dar noi nu știm ce se petrece în țara asta, nu numai nevoie, mai sunt și lucruri frumoase, uite, cam zice, ca acela... sau savanți care iarăși undeva sunt recunoscuți și acasă mai puțin, sau deloc chiar. De asta este. Eu aș vrea, deci, ca să spun aceste, ați venit în țară, iarăși mă întorc la chestia asta, eu iarăși
nu țin ca ceva o noțiune geografică sau nu știu, sau politică sau nu știu cum. Eu țin ca o comunitate umană. O comunitate care are, dacă vorbim de cuvântul, comunitate ca să aibă tot ce este comun. În primul rând, limba. Unde e limba? Și vă, Moldave, și ce, uite, sunt conlocuitori, dar nu cetățeni. Cetățeni. Nu e bine așa. Și statul nu se ocupă de chestia asta. Eu am întâlnit la Stockholm un evreu venit din Tashkent. Statul suedez i-a dat o bursă pe un an. Uite, să studiezi limba, să studiezi profesia, deci să devii suedez în timp de un an. Dă examenele, a reușit toate să le facă și este profesorul conservatorul din Stockholm. Dar statul a avut grijă chestia. Același lucru se petrece în Finlanda. Studenții nu plătesc ca la noi. De ce trebuie să plătească lucrul ăsta? Ei studiază, învață în universități pe contul statului. Însă contul ăsta nu e pur și simplu așa, contul este undeva așa în spațiu, e contul pe hârtie. Deci se încheie un contract. Și costul învățământului, la terminare, trebuie să-l restitui pe un termen. Deci îl aranjează la lucru. După și lucrează, după care restituie banii. Și întoarce banii. Pentru statul a investit în respectiva persoană. Da, nu pur și simplu, întoarce banii. De unde o să iei dacă el nu are? Corect. Îl aranjează la lucru. E, uite, sigur un loc de muncă. E extraordinar. Da. O schemă. Aici se ocupă de schemele astea. Nu! Până ce chiar să zicem cu, și că, uite, suntem frați. Dar prin ce noi suntem frați pe ăștia de prost? Într-adevăr, undeva poate biologic, dar nu în realitate. Până ce, uite, băieții noștri termină universitățile și documentele noastre nu sunt identicele cu cei românești. De ce? Dar cu ce se ocupă ăștia? Păi trebuie să înțelegeți, să vă înțelegeți aceleși programe. Ce? Două limbi române sunt? Nu. Sau două matematici sunt. Matematica la Chișinău se diferă de cea de la București. De cea de București sau la scripcă, de a cârțâi la scripcă e la Chișinău și la București e altfel. Eu nu înțeleg lucrul ăsta. Dar aceste oti care se ocupă tot timpul de ocuparea scaunilor și cine este mai tare și cine mai mare, în loc să se ocupe de problemele astea de care vorbesc eu, ei se ocupă cu alte prostii. Și eu de ce vorbesc, că deja m-am ciocnit cu problema asta. Și e foarte greu, prin judecate, care judecate, băi! Voi trebuie trași la judecate. Pentru că nu vă îndepliniți funcțiile care v-a fost împuternicite la vremea sa, ca la acela de la rug, care trebuia să aducă hrană. Da. Maestre, aș vrea acum să vorbim despre dialogurile dragoste între Eminescu și Micle, Veronica. Ce v-a tras? Băi, uite, dragostea, în toată ființa noastră, în toată activitatea noastră, în tot ce facem noi și tot ce nu facem noi, așa, este dragostea. Și spre marele nostru regret, acelor care mai sunt capabili să regrete, fiindcă și asta o pierd, lipsește această dragoste. Și desigur că, afară de eu, nu sunt literat, nu sunt mare specialist în nimic, nu sunt specialist mare. Deci eu, nu îmi dau seama foarte bine. Eu nu sunt pe cântarul ăsta a universului, eu sunt pe cântarul normal dimineața și mă cântăresc, văd să nu prind la grăsime. Țineți la forma dumneavoastră fizică. Și dar îmi dau seama foarte bine că, uite, această dragoste lipsește dragoste de dragoste. Uite, o tautologie care, într-adevăr,
Noi, eu am vorbit de aceste bucurii care da, lipsesc, nu, nu știm să ne bucurăm, dar și dragostea. Pentru că acea dragoste care au avut-o acești doi indivizi, Eminescu și Viorica Micle, eu nu știu așa ceva, știu foarte multe, am avut o pasiune aparte pentru literatură și cunosc destul de bine, am cunoscut destul de bine literatura universală, dar așa ceva nu s-a întâmplat să întâlnesc în literatura universală. Noi cunoaștem Jorsan, noi cunoaștem, zicem, Marina Țvitaeva, cunoaștem multe persoane, zicem, din știință, multe, dar atâta dragoste, atâta ură, atâta devotament, atâta pasiune, atâta energie, de fapt, într-adevăr, nu chiar energie fizică, fiindcă aceea era ca un tank miticuț aceea de Veronica. El presa pe Eminescu, dar și el, nu cu tancurile și nu cu obuzele, dar cu versurile. Deci aceste, eu am observat la un moment dat că nu numai temele, dar chiar titlurile se repetă. Povestea crinului, la Eminescu, povestea codrului, la Eminescu. Deci eu nu înțeleg. Deci ei, într-adevăr, era un dialog acestor. Nu numai aceea că cu șoapte și cu pupături. Din păcate, e banalizată tema asta până la pupături numai. De fapt, nu până la pupături, dar numai acolo și se pomenește. Nu e corect. La dânsi, ei se vedea foarte rar. Rare ori se vedea, pentru că avea fiecare probleme lui, mai ales Veronica Micle, rămasă fără bărbat și fără mijloace pentru existență, vai de capul ei cu doi copii, dar și Eminescu, care nici nu avea măcar unde trăi și era bătut de fapt ca la noi, și normal, cum să fie bătut omul care merită laude? Trebuie să fie bătut neapărat. Așa că acești oameni a nevoit să extraordinar din toate punctele de vedere, și material și spiritual, desigur că au găsit surțele ce le-au găsit, fiindcă ei erau zămăsliți așa din natură, unul pentru altul. Și ei erau absolut diferiți. Dacă crede lumea că uite, ei era, dacă era unul pentru altul, înseamnă că era identici. Nu! Nu, absolut. Anume, asta și pe dânsi și i-a împreunat. Că ei erau diferiți și au completat unul pe altul. Sigur că așa este opinia mea, nu înseamnă că eu nu sunt... Și această dragoste, iată, se reflectă în notele muzicale pe care dumneavoastră ați înșirat. Și eu cred că eu încă nu am ajuns la culmea, ceva eu deja am prins și va apare... De fapt, a apărut deja, fiindcă ceea ce am este suficient de a pune deja nota. Eu, că sunt și cel mai mare critic a creației mele. Da, și știu care sunt, deci am urât această lume. Și este fantastic, e o chestie extraordinară. Sau nu plânge, sau niște pasăre cu pene albastre, dar ce zicem, și floare albastră la Eminescu. Păi sunt niște lucruri care eu nici nu mi-e imaginez cum aș fi eu fără aceste lucrări. Și slavă Domnului că le am. Păcat că nu sunt duse la cap, deci nu mă ajută nimeni, absolut. Eu citez un titlu de presă, Valsul românului Eugen Doga, a patra capodoperă muzicală a secolului 21. Ce înseamnă pentru maestrul Eugen Doga această apreciere? Nu știu ce înseamnă, din sursele oficiale n-am auzit. N-am auzit de la guvernul nostru și n-am auzit ce înseamnă pentru... Eu nu îmblă cu orgolii, nu îmblă cu asta, dar desigur că mă bucură lucrul ăsta, dar și mă îngrijorează. Eu nu mă bucură pentru a mă înarepa, ba din potrivă, pe mine, eu mă atenționez și mai mult asupra lucrurilor care trebuie să le fac, fiindcă te obligă lucrurile astea. Sunt lucruri, vorbe banale, dar chiar așa e.
Dar pe mine mă sperie asta. Eu nu mă las și îmblă cu mâinile întinse, așa, să îmi imaginez aripi. Că, da. Da, nu, bă, din potrivă, eu mă uit așa, mă cuiboresc ca să... ca să nu mă vadă mai bine la momentul ăsta. De ce? Nu știu de ce, că este asta pe mine. Nu mi-e rușine, dar nu prea înțeleg. Chiar acum la Moscova am fost la televiziune, că ce mă cheamă așa câteodată totuși. Așa. Și treceam pe coridor și... Și dracu, dar de când, mă rog, așa, te uite, ce merite? Este de acolo să zic, băi, la voi aici atâtea personalități. Nu, că uite, sigur că desigur că asta îmi place, dar mă simt incomod, nu știu ce, mă simt că pe mine, eu mai bine să trec așa pe neobservate, ceea ce fac, deci, ori dacă totodată nu pot trece altfel. Asta e, că ceea ce faceți dumneavoastră nu puteți trece pe neobservate. Și vin la Uniunea... ăsta, cineaștilor la Moscova, am avut acolo, sunt membru a nu știu care, conducere acolo și... Și aici s-o sculați cu flori și cu ăsta, păi, uite că am citit că, uite, sunteți cu... Bine, dar ce e asta? În primul rând, asta de mult a fost. Și de ce atunci nu s-a observat? Uite. La fel ca și, uite, mă întorc chiar la aceste la acest luceafru sau aceste, de ce nu se pune că așa? Și vor spune, ce frumos, uite, zicem, îmi imaginez, ar fi bine așa să zică și cumva dacă îl vor pune în scenă. Păi de ce, uite, 25 de ani în urmă n-ați făcut acest lucru? Uite, asta e Selin Dion. Selin Dion, da? Pe fondalul... Așa că este o cântăreață extraordinară. Uite, și noi în ultima vreme aveam foarte multe cântărețe. Eu deja am vorbit lucrul ăsta. Da. Ar fi imediat. Uite, să nu așteptăm că să fie concursul ăsta undeva, să iei premiul. Hai, ieși și să-i dăm premiul. Nu premii cele, premiile de aia pe care aplauze, să-i dăm concerte, să o filmăm, să vedem. Slava Domnului! Că la vremea sa, Emil Loteanu, Dumnezeu să-l ierte, noi n-am fost prieteni niciodată. Noi eram absolut diferiți. Dar asta și ne-a împreunat, din cauza că lui lipsea calitățile mele, mie îmi lipsea calitățile lui. Și la asta de fapt ne-a adus împreună și am făcut lucruri extraordinar de bune. Și slava Domnului că el a spus, da, eu voi face film. El a umblat un an cu camera după mine. Unde n-ar fi fost eu? El umbla cu camera, el, nu cu cameraman. El personal. El personal umbla cu camera și a filmat și a făcut un film de 20 de minute care l-aveți voi acum. Da. Și un film extraordinar, e clasic, uite, eu tot timpul îl folosesc, că el nu învechește. Evenimentele de atunci, actualitatea încă persistă. Uite, ce înseamnă artist mare. De aceea, regret sigur că din 83 încoace nu s-a făcut un film. A făcut o Buriană de la voi, dar film televizat, este altceva. Film pe peliculă, film ce este film. Așa cum trebuie să rămână, dar nu așa că să vină cineva să îl demagnetizeze. O să depunem toate eforturile ca TVR să pună în valoare creația dumneavoastră și mai mult. Sunt mijloace și eu nu spre... Fiindcă dacă... Ăsta iarăși nu este meritul meu, dar dacă vorbesc de țara asta care până ce e Republica Moldova, până ce eu vorbesc din cauza că trebuiește tot și adusă la nominativul ăsta, după toate capitolele, toate punctele, da. Și ca să devină într-adevăr... O țară. Să scriem cu litere mari. Și dacă se vorbește, sigur că imediat ne pomenesc muzica mea. Și aș vrea ca să fie la o identitate. Realitatea
și sonoritatea. Așa să fie. Noi suntem pe final de ediție și eu aș vrea pe această notă frumoasă, dar să vă întreb, dumneavoastră ați suportat și o intervenție chirurgicală la Moscova? Iar la ceva. Nu, doar câteva cuvinte. Cum vă simțiți și... Mă simt acum într-o perioadă de adaptare. Așa. Fiindcă nu am ajuns la chestia asta până ce și ca să era o pauză. Deci, dar eu cred că va fi tot în regulă din cauza că eu doresc așa. Așa să fie și cu siguranță veți fi și în continuare cel mai bun. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu cred că va fi, te rog, deci care este încrederea mea? Încrederea în prieteni. Am foarte mulți prieteni. Cei care, mă rog, cu alte culoare mai sumbră, eu nu iau în seamă, dar sunt foarte multe persoane care, pur și simplu, m-au impus să fac acest dimers. Am înțeles. Da, și eu cred că au făcut foarte bine, fiindcă vine primăvară și am multe de făcut și asta mă va asigura pentru a o reușit într-o măsură care. Da. Vă mulțumesc încă o dată, la mulți ani, sănătate multă și la mai mult și la mai mare și ne revedem cu prima ocazie. Bun, numai bine. Vă mulțumesc, numai bine. Mulțumim tare mult.